Ministrul Ioan Dereș a moștenit o situație care a creat un val de nemulțumire în rândul iubitorilor muntelui. În locurile cele mai frumoase, cu pești și animale care sporesc frumusețea locului, s-au construit microhidrocentrale care au distrus ecosistemul. Dacă în cazul construcțiilor deja existente nu se mai poate face nimic, de acum înainte nu se mai aprobă construirea de noi microhidrocentrale, promite ministrul apelor și pădurilor. Este clar că nu poți tu, ca și stat democratic, să te duci pe principiul respectării regulilor democratice și să-i spui unui investitor care a construit un astfel de obiectiv, o microhidrocentrală, că de mâine nu mai trebuie să existe acea microhidrocentrală pe acel curs de apă. Dar ce putem noi face și ce vom face și ce analizăm și suntem în studiu este că aceste MHC-uri existente să asigure acel minim de debit ecologic care să nu îmi distrugă flora și fauna din avalul acelui MHC. Și acolo unde nu se vor respecta debitele, ce soluții aveți? Am spus, noi facem reglementare inclusiv cu măsuri și ca sancțiune? Acele măsuri și sancțiuni ca acele debite ecologice să fie respectate. Al doilea palier. Pe cursurile de apă existente unde nu există astfel de MHC-uri, tot prin decizie, tot prin normă, o spunem foarte clar că ce a fost nu se mai poate. Pentru că noi în România, cum spuneam și în intervenția pe care am avut-o la cea de-a 28-a sărbătorire a zilei silvicultorului, noi în România, bogăția care o avem și pe care o gestionăm noi ca minister, pădurea și apele, trebuie să le lăsăm cât mai curate, dacă doriți să discutăm despre ape și despre păduri, pentru copiii și nepoții noștri. În cadrul întâlnirii cu silvicultorii, dar și cu ziariștii, ministrul Ioan Dereș a dezbătut problema lemnelor de foc, pe care a considerat-o artificială, aducând și argumente în acest sens. Numai anul trecut, în depozitele primare și în rampe, existau peste 177.000 metri cubi de lemn de foc nevalorificat și care poate oricând să putrezească. De aceea, specialiștii au propus o serie de modificări ale codului silvic, cu speranța că ele vor fi și votate. Din acest punct de vedere, pe această informare trimisă oficial de către RNP, că în pădurile de stat ale României, la sfârșitul anului, vor rămâne aproximativ 2 milioane de metri cubi de masă lemnoasă, cu o pondere foarte importantă lemn de foc pentru populație. Pentru că această cantitate rezultă din produse intermediare, care cu ponderea cea mai mare sunt lemne de foc pentru populație. Al doilea lucru pe care l-am tras ca și concluzie din această informare pe care ne-a făcut-o RNP-ul este că la ora actuală în depozitele primare și în rampe există o cantitate de aproximativ 177.000 de metri cubi pe stoc lemn exploatat anul trecut și care stă în acele rampe și nu este valorificat. Pentru că în actuala legislație nu poate fi valorificat acel lemn numai conform legislației în vigoare și nu interesează acum, la ora asta, ca acel lemn să fie achiziționat de cei care ar putea să-l achiziționeze. Mai mult de atât, pe lângă cei 177.000 de metri cubi, mai există 300 și vreo 50.000 de metri cubi exploatați anul acesta de către RNP și care zac în depozite și în rampe. Propunerea de modificare a celebrului articol 59 din Codul Silvic a trecut de Comisia de Agricultură și va intra în dezbatere parlamentară.